mesajul de astăzi despre respect. Credeți că e nevoie să vorbim despre respect? Cine se mai uită la meciuri de fotbal? Când te uiți la meciuri de fotbal, vezi acolo pe panourile, uite, un puștan ține mâna întinsă mult, el chiar se uită, să iei și un plan de citire a Bibliei, da? Ok, bravo. Așa. Ok. Și când te uiți la un meci de fotbal, vezi pe banda aceea cu reclame un cuvânt care îți sare în ochi. Știți care e acel cuvânt? Respect. În engleză e la fel, nu? Că doar n-au scris aia în română. Da? Respect. Da? A ieșit un mare scandal că cineva, și știm scandalul cu Colțescu, domnul arbitru Colțescu, că un francez n-a înțeles limba română și l-a făcut pe negru, i-a spus negru și a crezut francezul că i-a spus negro, care în franceză e o jignire, da? Negro. Și neștiind francezul că în limba română negru înseamnă, cum se zice în franceză negru? Noir, da? Dacă ar fi zis ăla noir, era altă treabă. Dacă n-a zis negru și a sunat negro, a jignire, băi, și știind legislația FIFA, cum că respectul este foarte, foarte, foarte important și abuzând oarecum de această legislație a FIFA, a făcut mare tărăboi, au ieșit jucătorii afară, au revenit a doua zi pe teren și uite așa, românii noștri au sărit în presa internațională ca fiind, domnule, niște oameni lipsiți de respect, niște nerespectuoși. E foarte important respectul, oameni buni, pentru că noi căutăm adesea, vedeți, darurile Duhului Sfânt și suntem o biserică care punem accentul pe darurile Duhului Sfânt, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, să fim plini de daruri, plini de prorocii, plini de vedenii, plini de înștiințări, plini de deosebirea duhurilor, dacă sunt duhuri de înșelăciune, dacă nu sunt de înșelăciune, punem foarte mult accentul pe vorbirea în alte limbi. Domnule, ca așa cum a zis Pavel, cu toții să vorbiți în alte limbi și vorbiți, eu vorbesc mai mult decât voi toți, rugați-vă în alte limbi. Că e important că se întărește omul din lăuntru. Duceți-vă căsică la voi și rugați-vă în alte limbi. Vedeți, e foarte important să punem accentul pe daruri, pe lucrurile acestea supranaturale ale Duhului Sfânt. Dar până la lucrurile supranaturale ale Duhului Sfânt este vorba de caracter. Amin? Pentru că sunt mulți care primesc daruri și eșuează mai apoi la capitolul caracter. Și vreau să începem anul 2021 punând accentul pe caracter. Amin? Punând accentul pe respect, nu tolerar lipsa de respect. Și poate a sunat titlul acesta al predicii și a spus: hai mă, Tony, începe așa cu lipsă de toleranță încă de la începutul anului. Aș vrea să nu tolerez lipsa de respect în dreptul tău. Nu alții față de tine, ci în primul rând tu față de alții. Amin? Pentru că normal, noi nu tolerăm nimic, domnule. Noi alții să ne respecte, alții să facă, alții să dreagă pentru noi. Suntem un popor care cerem pentru noi, domnule. Când intră în lift, simt nevoia să scuipe. Homo nu e sapiens. Scuipiens. Homo scuipiens. Eu n-am înțeles niciodată chestia asta, cum să simți nevoia. Băi, omule, tu în fiecare zi mergi cu liftul de 2-3 ori. Este o celulă de un metru pe un metru, da? Un metru pătrat pe un metru, da, un metru pătrat. Este celula aceea în care intri zilnic de câteva ori, intră copiii tăi și tu când intri în celula aia simți nevoia să scuipi. De ce? Un creștin nu face asta niciodată. E adevărat asta sau nu? Dacă ai scuipat până acum în lift, vreau să te pocăiești. Amin? Dacă ai aruncat, nu știu, gunoaie în lift, dacă ai scuipat prin orificiul ăla de la lift, aș vrea să te pocăiești de asta. Pentru că s-ar putea să intre după tine un vecin sau s-ar putea să te surprindă, să-ți deschidă ușa de la lift în timp ce tu scuipi în lift și știi ce va spune? Vai de tine cu pocăința ta, vai de tine cu biserica ta, cu tot, du-te acolo și să nu te mai întorci. Nu cred în creștinii ăștia nesimțiți, nu cred în creștinii ăștia fără respect, nu cred,
învățăm oameni buni. Poate da, când am venit, de unde am venit, poate că am simțit nevoia să scuipăm, dar ne cizelăm, ne emancipăm, ne dăm pe brazdă, pentru că eu cred că al Domnului cuvânt în primul și în primul rând ne educă. Amin? Ne educă. Deuteronom 23, 13, 14. Între uneltele tale să ai o lopată, Doamne, și nu e pentru zăpadă, cu care să sap și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă. Știți ce, care este sinonimul pentru sfânt aici? Spune tare. Sau curată. Tabăra ta trebuie să fie curată. Fără coși de semințe, fără ambalaje aruncate, fără scuipat de jur împrejur, fără mizerie de câine, fără oameni buni. Ascultați-mă bine ce vă spun. Un creștin se cunoaște și după toaletă. Dacă intri în casa creștinului și vezi o toaletă mizerabilă, infectă, dacă intri în casa creștinului și îți miroase urât și vezi că omul ăla în casa respectivă trăiește într-un stil dezordonat, aș vrea să știi că omul respectiv are probleme de caracter. E adevărat, da, sau nu? Și dacă trăiești într-o garsonieră și dacă trăiești într-un spațiu mic închis, aș vrea să știi că copilul Domnului este obligat de caracterul lui Hristos să fie un om curat. Amin? Ești obligat de caracterul lui Hristos să-ți speli hainele. Ești obligat de caracterul lui Hristos să nu miroși a transpirație. Ești obligat de caracterul lui Hristos să nu scuipi în lift, să nu scuipi semințe, să n-arunci când ieși din mașină, să-ți arunci toate ambalajele în parc sau în parcare unde ai aruncat. Pentru că s-ar putea să te întâlnești cu un frate de-al tău să se uite la tine să zică: vai de biserica aia din care vii, vai de păstorul ăla care îți predică. Aș vrea să începem anul cu respect. Și primul respect este față de natură. Am 8 tipuri de respect aici. Nu cred că voi ajunge să predic despre toate, de-aia îmi voi împărți predica în două. Dar primul respect de care trebuie să dăm dovadă, respectul față de natură. Amin? Am spus că una dintre acțiunile pe care o vom face în anul 2021 va fi să mergem acolo unde trăiesc oameni săraci, oameni amărâți, oameni nevoiași, și prin pozele pe care le-am postat de prin satele, de prin locurile pe unde am mers, ne-au întrebat alții prin comentarii și ne-au spus: sărac, sărac, dar nu știe să-și strângă gunoiul? Și ce aș vrea să facem ca niște buni creștini? Aș vrea să mergem odată și o să vă duc eu într-un loc unde sunt foarte multe gunoaie. Și aș vrea să luăm saci. Și aș vrea să luăm niște bețe de alea de înfipt în gunoaie. Și aș vrea să strângem gunoaiele. Și să dăm un exemplu bun de creștinism. Și creștinismul adevărat este un creștinism care respectă natura. Amin? Cine crede că e cuvântul lui Dumnezeu ăsta? Ia-ți o lopată. Pentru că tabăra în care stai trebuie să fie sfântă, adică curată. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin? Când iese copilul tău din casă și merge la școală, să se vadă că e copil de pocăit. Amin? Să se vadă că e un copil. Mă, noi am fost săraci la mama acasă. Am avut un schimb de haine. Aveam o pereche de blugi, dar nu ieșeam niciodată murdar din casă. Ne spăla mama. Și chiar de n-avea dero, mi-aduc aminte că făcea mama săpun de la de casă. Și voi ați avut? N-avea dero mereu. Și știam când îmi spăla mama hainele cu săpun de casă, că miroseau ale nor. Avea un damf atât de minunat, zici că trăgeam pe mine o piele de animal gata jupuită. Așa mă simțeam. Bă, dar curat. Mirosea sodă caustică, dar curat, domnule. Ai înțeles? Nu ne trimitea jegoș, dădea cu soda aia caustică, cu săpunul ăla. Mamă, și când făcea mama săpun, nu mai gândaci, insecte, copii, animale, orice, fugeau
Nu-ți venea să mai intri. Când fierbea mama soda aia cu ce punea în ea și cu... Nu pot să vă descriu. Era acolo laboratorul lui Frankenstein. Da? Nu știam niciodată ce pune mama acolo, știi? Când învârteam vasul ăla de săpun și trebuia un nas așa, o aluniță aici, o căciulă de aia în cap și o mătură. Da? Putea să ascundă orice în ceaunul ăla, că nu-ți dădeai seama. Da, mergeam curat, domnule, la școală, pentru că asta te învață caracterul lui Hristos, amin? Să fii un om curat, să fii un om care lasă o mireasmă, nu doar spirituală, că înainte de mireasma spirituală pe care o lași, este o mireasmă plăcută și în lumea aceasta, amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Da? Deci respectul pentru natură. Uite, în Levitic 1 cu 9, dă-te rog frumos, Andrei, la Levitic 1 cu 9, respectul față de natură, să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Evreii aduceau foarte multe jertfe, foarte multe jertfe. Și după fiecare jertfă rămâneau măruntaie și copite. N-aveai ce să faci cu ele. Nu avea nimeni nevoie de copite, da? N-ai ce să faci cu ele și nici cu măruntaiele. Ai, faci cârnați, dar câți cârnați să faci? Îți rămâneau multe măruntaie. Și Dumnezeu le dă o lege, atenție, lege, ca să nu existe mizerie. Știi, să nu existe, știi, ce facem? Era poruncă, domnule, iei măruntaiele, iei copitele, adică iei resturile animalului cu care n-ai ce face și porunca este să le arzi. Le speli mai întâi și le arzi. Le arzi. Ca să nu rămână mizerie. Nu vedeai mizerie în jurul cortului întâlnirii. Nu vedeai mizerie în jurul templului. Nu vedeai așa o pubelă de-aia din care ieșeau mațe, copite, muște și... ce, bă, mizerie asta? Bă, ce Dumnezeu e ăsta, bă, fratele meu? Bă, halal preoți, halal Dumnezeu, halal templu. Când veneau oameni... Uite cum, de exemplu, s-a întâmplat să vină famenul etiopian la templu. Vă aduceți aminte? Da? A venit famenul etiopian la templu, a venit din altă cultură și a văzut la templu acolo o ordine și o disciplină exemplară. N-a văzut măruntaie de animale, copite de animale, n-a văzut sânge peste tot, până și sângele. Sângele era sfânt din animal, cu sângele se stropea coarnele, cele patru coarne ale altarului și apoi se vărsa pe placa încinsă a altarului ca o jertfă de bun miros. Plăcută Domnului. Și ce ne cere Dumnezeu? Dumnezeu ne cere să fim niște oameni curați. Amen? Evaluează-ți viața. Dumnezeu ne cere să fim niște oameni ordonați, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. De-aia avem ordine și disciplină la Biserica Profides. Cu mâna mea am strâns gunoaie multe din fața Bisericii Profides. Am făcut și poză și am vrut să trimit, dar n-am mai trimis. Am venit într-o zi mai devreme la biserică și am văzut oameni buni. Mulți beți ceai aici, beți cafele. Am adunat foarte multe zeci de bețe de cafea. Nu venim la biserică ca să ne bem cafeaua și ceaiul și să aruncăm după aia bățul în fața bisericii. Slavă Domnului că n-am găsit d-alea de țigară. Am mai găseam și, cum se numesc alea? Chiștoace de țigară. Era clar, o închideam, puneam lacătul. Pliculețe de ceai aruncate în iarba din fața bisericii, pahare storcite de roțile mașinilor în fața bisericii, pubela de gunoi care dădea pe afară. Oameni buni, ca pastor am luat un sac, am intrat în biserică, am luat un sac și am luat-o de jur împrejurul clădirii și am strâns toate gunoaiele și am lăsat lună. Știți ce m-am gândit? Vin oamenii ăștia de vis-a-vis și trec și zic, ce e aici, asta e biserică, mă? Bă, asta e biserică, mă. Ăștia pun accentul mai pe Duhul Sfânt, mă. Dar Duhul Sfânt nu-i învață să nu-și aruncă bețele de la cei pe jos? Te învață sau nu te învață? Duhul Sfânt te învață să nu deschizi geamul la mașină și să arunci pe geam paharul? Te învață, da sau nu? Te învață.
Pentru că Duhul Sfânt este un duh al bunului simț și al disciplinei și al curățeniei. Uitați-vă la cum a creat Dumnezeu pământul acesta. Uitați-vă la o rândunică care își face cuib. Ai văzut vreodată la o rândunică care și-a făcut cuib în șura unde situ calul, animalul? Sau și-a făcut, am văzut cuiburi de rândunică în balcoane. Ați văzut asta? Vreau să vă întreb ceva. Ați văzut vreun băț aruncat sau cel puțin o bobiță de noroi sub cuibul rândunelei? Ai văzut asta, da sau nu? Mâna sus dacă ai văzut asta. N-ai văzut că nu există. Oameni buni, rândunica când își face cuib, nu scapă un bob pe jos. Nu lasă un bob și o mizerie și un băț. Ea tot ce ia, tot ce adună, folosește și nu risipește și nu lasă mizerie. Dumnezeu a creat pământul acesta într-un mod în care, vedeți, se reciclează singur. Numai noi facem un barbecue, facem un grătar și când facem grătar trebuie să se vadă că a trecut pe acolo biserica X. Dumnezeu să ne ajute să fim exemple. Amin? Pentru că Biblia spune atât de frumos, vedeți, în 1 Petru 2 cu 12, dă-te rog frumos, Andrei, 1 Petru 2 cu 12, să aveți, eu citesc acum, hai să citesc varianta asta, să aveți o purtare, cum? Bună! O purtare bună! Și aici intră tot ce înseamnă comportament adecvat, civilizat și plăcut. Amin? Bă, s-a mutat un pocăit în blocul nostru, mă. Îmi aduc aminte că mama spăla scara de bloc. N-am avut lift, că e bloc cu 4 etaje, dar mama ieșea adesea și deși are 6 copii și a avut 6 copii și spăla după 6 copii, mama ieșea pe casa scării și spăla și casa scării, oameni buni, pocăita. Poate ieșea și zicea, uite, fraiera, ce speli, mă, și casa scării? Dar mama spăla și casa scării și avea 6 copii după care spăla și după care curăța o casă întreagă. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, în liftul în care merg neamurile, în parcarea în care parchează neamurile, în scara de bloc unde sunt neamurile, pe campingul unde își pun alții corturile, voi să aveți o purtare bună. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Să ne ajute Dumnezeu. Amin? Să ne ajute Dumnezeu. Și vă mai citesc apropo de respectarea naturii, Deuteronom 20 cu 19, să vedeți ce minunat e Dumnezeu și că e împotriva acestui spirit destructiv. Da? Deuteronom 20 cu 19. Când veți asedia o cetate timp de mai multe zile, fiind în război cu ea pentru a o cuceri, să nu distrugeți pomii fructiferi, tăindu-i cu securea, să mâncați din ei și să nu-i tăiați, căci pomul de pe pământ nu este un om ca să-l asediezi. Cât de tare asta, nu? Dumnezeu care zice, bă, nu distruge, mă, dacă nu trebuie distrus. Ați avut sentimentul ăsta că nu trebuie să rupi o floare și o plantă dacă nu-ți trebuie? Cine a avut sentimentul ăsta? Pe mine m-a învățat asta Duhul Sfânt. Să treci așa pe lângă un pom și să dai așa cu bâta în el. Bum! La români e o mare problemă și o mare catastrofă. Am văzut bordură și am făcut poză la bordura asta și a apărut și pe net și pe... au pus românii bordură, oameni buni. Și era un arbust, cred că avea 200-300 de ani, nu știu cât avea. Era un stejar, un pom zdravăn. M-au trecut sute de ani peste el, poate. 200-300 de ani, că ăștia cresc mult. V-a pus românul bordură, frate. Știți ce a făcut? Pomul era pe direcția bordurii. O parte, 30%. Știți ce a făcut? A cioplit pomul, mă. Ca să treacă el cu bordura prin pom. Bă, dar nu pune bordura acolo sau fă un chenar, mă, că nu, pentru 10-15 centimetri mai în stradă nu moare nimeni. Sau nu pune bordura acolo, respectă, fă-i un țarc. Am fost în Paris, oameni buni, și au făcut ăștia un șantier, tot așa, unde erau foarte mulți pomi. Și au trebuit să încercuiască cu gard. Și ce au făcut? Au pus cauciuc, și fratele meu Cristi știe că am trecut și am făcut poză și acolo, au pus cauciuc de jurul împrejurul tuturor pomilor, cauciuc gros de un centimetru, ca nu care cumva să lovească din greșeală pomul cu un utilaj, cu o lopată.
Și te uiți la francez și îi faci, a, păgânii ăia, mă, ateii ăia, laicii ăia, noi suntem creștini, noi suntem creștini, noi suntem creștini, dar dăm cu barda în pom, scuipăm în lift, mâncăm semințe, francezii nici n-au semințe. Doar la papagal, da, găsești semințe. La pet shop găsești semințe, dar nu cu sare. Numai noi, creștinii ăștia de 2000 de ani, ne comportăm într-un mod necivilizat și Dumnezeu să ne ajute să fim civilizați. Amin? Dă mai departe. Respect în al doilea rând, și văd și aici o lacună la mulți creștini, respect față de dreptul și proprietatea aproapelui. Dumnezeu să ne ajute să respectăm dreptul aproapelui. Amin? Să respectăm proprietatea aproapelui. Și e vorba de două feluri de proprietăți. Proprietatea ca lucru și proprietatea ca ființă. Și vom vedea. Sau hai să mai vorbesc și încep cu dreptul intelectual. Noi creștinii scriem multe materiale creștine, articole, muzică, bravo, mulțumesc, muzică. Există un drept intelectual? Există, da sau nu? Există o creație intelectuală? Da sau nu? Ia cineva un articol de-al meu și îl postează și șterge numele. Îmi șterge numele și îl postează la el. Și scriu. Bună ziua, acest articol îmi aparține. Du-te, bă, mândrule! Eu ce mândru ești, frate! Nu e vorba de mândrie, dar te învață bunul simț că ăsta se numește furt intelectual. Știți ce îmi dă dovadă omul ăsta care iau un material și ori șterge sursa, ori șterge numele sau își pune mai grav numele lui și ce îmi spune? Că n-a făcut niciodată nicio facultate sau nicio școală. Că e un analfabos. Pentru că tu dacă ai fost la liceu, ai făcut un referat. Și în orice referat, când ai introdus textul care a aparținut altuia, ai dat o notă de subsol prin care ai spus că textul acela aparține altuia și nu l-ai gândit tu cu mintiuca ta. E așa sau nu e așa? Am avut colegi la facultate, da, Institutul Teologic Pentecostal, am avut colegi care luau referate întregi și le dădeau copy-paste de pe internet și le puneau și la sfârșit se semnau. Ghiță Ionel. Să fii student la teologie și să furi creația altuia și să spui tu numele că ești puturos și că ești leneș, se numește furt intelectual, da sau nu? Bă, dacă ai chef să distribui, lasă-i numele acolo, dă sursa, pentru că e creația altuia și asta se numește furt intelectual. Și trăim într-o țară în care guvernanții noștri fură teze de licență, fură teze de doctorat și asta este un păcat, este sau nu este păcat? Respectă dreptul aproapelui. Dacă ai luat un material, dacă nu gândește singur, creează-ți singur. Hai să vedem Exod 22 de la 1 la 14, că e nevoie să se vorbească despre lucrurile acestea în biserică. Fiți atenți. Dacă un om fură un bou, sau, nu știu de ce am pus accentul pe bou, și în limba română bou sună de bou. Bou. Dacă un om fură, n-ai cum să zici cuvântul ăsta soft, finuț. Bou. Bou. Oricât ai încercat să-l îmblânzești, nu poți. Dacă un om fură un bou sau o oaie, vedeți, oaie sună altfel. Oaie. De-aia Iisus ne-a făcut oi, nu boi. N-a zis, voi împărți boi de... Nu. A zis, oaie, că sună frumos. Plăpând, cald. Dacă fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 pentru oaia furată. Vreau, lasă aici, Andrei, versetul 1. Am o întrebare pentru voi. De ce Dumnezeu zice, și uitați-vă bine la verset, de ce zice să dea pentru un bou 5 înapoi și pentru oaie 4? Că bou e mai mare, a? E mai scump bou, adevărat? Boi rari și scump. E chestiunea aceasta de muncă. Un bou este mult mai util, deci boii erau utilaje
de muncă. Mă înțelegeți? Erau ca escavatoarele, ca și tractorul cu remorcă. Boii erau folosiți la muncă. Un om când investea în boi, investea să-i pună la căruță, să-i pună la un utilaj, să care, se căra cu boi pe vremea respectivă. Ați prins perioada în care, da, mâna sus, părinții, da, uitați, vedeți? Erau valoroși boii. Mulțumesc, sora Irina, that's the point. Se ara pământul cu bou, da? Puneai un bou și ți ara tot pământul, da? Oaia și ea bună, dar oaia, na, o tăiai, făceai pastramă, m-am făcut poftă, făceai pastramă, multe alte chestii. Dar vedeți, Dumnezeu pune accentul pe muncă, nu fura utilajul prin care altul își câștigă pâinea, existența, respectă. Și hai să vă zic o chestie. Înțeleg că este o competiție foarte mare, dar creștinii întotdeauna au dat dovadă de respect și de omenie. Creștinii mă refer. Și întotdeauna au respectat dreptul aproapelui. Întotdeauna au respectat posibilitatea altora de a-și câștiga munca, pâinea. Deși românul, atenție, are chestia asta mioritică în sânge. Nu e așa? Miorița. Câți de știți poezia Miorița? Care-i faza cu Miorița? Invidia, mă, tată. Invidia, mă, tată, ăla are mai multe oi, ăla are magazin, ăla are, hai să-l distrugem, hai să-l nimicim. Era o farmacie, farmacia mea preferată de pe bulevardul Iuliu Maniu și mergea foarte bine, funcționa foarte bine. Și vede un românaș, bă, ce bine funcționează farmacia asta. Era singura farmacie non-stop de pe bulevardul Iuliu Maniu. Singura. De pe partea asta, până la Lujerul lui Iapaca, era singura farmacie. Când aveam o problemă cu copiii, Gabi mă trimitea, bă, la 12 noaptea, la 1 noaptea, la 2 noaptea, aia era deschisă. A venit unul, aproape lipit de ea, farmacie non-stop. S-a înjumătățit vânzarea, a închis ăsta și a închis și el alalt. Și au închis amândoi. Mi-au distrus farmacia. Îmi venea să mă duc la ăla să zic, bă, berbecule, n-ai putut să-ți duci și tu farmacia mai la hăt? Ai pus-o chiar în gura lui ăsta, mă, una lângă alta, așa? Du-o, frate, trei străzi mai departe, ia-ți un spațiu, două. Nu, a văzut că îi merge lui ăla bine, hai să-l nenorocesc, domnule. Hai să-l distrug, Miorița noi, chemarea Mioriței din român, nu-i așa? Dumnezeu să ne ajute să ne dea caracter, amin? Să ne dea caracter. Ok, vedeți aici zice, dacă hoțul este prins spărgând și este lovit, iar în cele din urmă moare, cel care l-a lovit nu va fi vinovat de moartea lui. E interesant. Dreptul de a-ți apăra proprietatea. Zice, dacă cel care vine la furat în casa ta, băi, te sperii și lovești, dai cu veioza în cap, dai cu copilul, plic de picioare, de... nu, dacă l-ai lovit, că te-ai speriat, poate i-ai dat un pumn, ai reacționat într-un fel și din păcate l-ai omorât pe respectivul, pentru că ai intrat pe proprietatea ta și tu ți-ai apărat proprietatea, Dumnezeu zice, tu nu ești vinovat. Dar atenție, dacă îl omori a doua zi, adică când ești lucid și nu reacționezi din instinct de adrenalină aia, adică l-ai sechestrat și după aia l-ai omorât, chestia asta se numește... crimă, omor, ok? Da? Hoțul prins trebuie să restituie ce este dator să dea. Dacă nu are ce să dea, fiți atenți cât de tare e versetul ăsta. Dacă nu are ce să dea, să fie vândut ca sclav pentru a plăti ceea ce a furat. În lumea arabă, știți ce se întâmplă cu hoții? Ce se întâmplă cu hoțul? Îi se taie mâna. Și poate vă gândiți ce crud. La evrei știți care era faza cu hoțul? Dacă era prins și n-avea cum să dea înapoi de 4-5 ori, normal, regula era să dai de 4 ori înapoi, dacă nu se găsea, da? Că de-aia zice Zacheu, dacă am năpăstuit pe cineva, voi da înapoi de 4 ori celui pe care l-am năpăstuit. La evrei, dacă erai prins la furat și tu nu aveai cu ce să restitui suma asta, știți ce se întâmpla cu tine? Erai vândut ca sclav și cu prețul tău se acoperea paguba. Ia-o pe asta.
Asta ar fi bună la români. Știți câți sclavi am fi? Asta ar fi bună la români. Bă, ai furat cât ai furat? 3 miliarde. Poți să-i dai înapoi? Nu. Vândut și cu valoare. Nu se mai vândă sclav, cel puțin nu pe piața curentă, ci pe altă piață. Dar evreul este drastic cu hoțul, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care respectă dreptul și proprietatea. Amin? Mai văd la români o chestie și poate și tu ca și creștin ai făcut chestia asta. Ai zgâriat vreodată vreo mașină? Mâna sus dacă ai făcut-o. Vreau să te consiliez personal. Două persoane, trei, nu mă așteptam. Ok, trei persoane ați recunoscut. Dar v-ați pocăit, nu? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Parțial. Pocăiți-vă. Chestia asta, și dar acum ca și creștini n-ați mai face-o. Așa e, așa e, încurajați-mă, vă rog frumos. Așa e, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chestia asta la român, ți-a fost zgâriată, mâna sus, cui a fost zgâriată mașina? În mod intenționat, mâna sus. Aproape toți. Aproape tuturor ni s-a întâmplat. Eu, prima mea mașină pe care am avut-o de la serviciu, am avut un Zorro pe capotă. Am parcat-o în spatele blocului, nu era neapărat loc plătit, că nu era pe vremea aia încă cu locuri plătite în spatele blocului la mine, și m-am trezit cu un zâc toată capota. E, n-ai cum accidental, s-a împiedicat unul și mi-a făcut un zâc pe capotă, știi? N-ai cum, știi, s-a împiedicat... Avea din accidental cheia în mână și ești un z. Și pe toată capota. Nu, pentru că n-ai cum. Ca și creștin nu mai poți face asta pentru că respecti dreptul aproapelui. Amin? Vedeți, trebuie să începem de la lucrurile mărunte ca să fim niște creștini binecuvântați de Dumnezeu. Ok, sunt foarte multe texte, sunt 14 versete aici, dar nu intru în toate, sunt foarte multe, v-am zis câteva. Ok, hai să vedem și Deuteronom 22 de la 1 la 4. Deuteronom 22 de la 1 la 4. Aș vrea să pună Duhul Sfânt în noi un om civilizat. Amin? Pentru că asta a făcut creștinismul pe unde a fost, a emancipat, a civilizat, și unde dispare creștinismul, dispare și această civilizație și acest respect față de semen. Dacă vezi rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu o colești, ci să o aduci la fratele tău. Minunat, nu? Mai departe. Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă și să rămână la tine până ce-l cere fratele tău și atunci să îl dai. Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine. Să nu le ocolești, mai departe, 4, dacă vezi măgarul fratelui tău sau boului căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-l ajuți să-l ridice. E bun simț, da sau nu? Versetul ăsta 4 îmi spune multe. Și vreau să vă spun, îl știți pe Paul Ilie, frate de-al nostru în credință, spune că a rămas cu mașina și asta m-a impresionat foarte mult. Eu cred că o trage în concluzia la sfârșit, că mai întâi trebuie să vă zic ce s-a întâmplat. A făcut pană pe bulevardul Iuliu Maniu. Și făcând pană, s-a chinuit, n-avea cric, n-avea, îi lipsea cricul, îi lipsea, se chinuia acolo, avea o daia de desfăcut roată, dar n-avea cricul. Și cineva care trecea cu un mijloc de transport în comun, cu STB-ul, a coborât la prima stație, s-a dus acasă, a luat cric, a luat tot ce trebuia și a venit la Paul și a zis: am văzut că n-aveați cric. Am trecut pe acasă la mașina mea, am luat cricul, am luat manivela și am venit să vi le aduc și să vă ajut să vă faceți pana. Cum e un astfel de om? Pocăit. Pocăit. Ăsta e un om pocăit. Și nu știu dacă mergea neapărat la biserică. Când vezi pe fratele tău că se chinuie, că are o problemă, când vezi pe fratele tău că când îl vezi că îi lipsește ceva, nu pregeta să-l ajuți, nu întârzia să-l ajuți, pentru că asta îl ilustrează pe Hristosul din tine. Amin?
Asta îl arată pe Hristosul din tine. Niciodată omul respectiv nu va uita bunăvoința, binefacerea pe care i-ai făcut-o. Niciodată, știu, uiți de multe ori, pentru că așa e creierul nostru. Știți că creierul nostru de la Dumnezeu este setat să uite lucrurile rele, da sau nu? Suntem făcuți, Dumnezeu ne-a făcut în așa fel încât să uităm traumele, să uităm lucrurile rele care ni se întâmplă, dar niciodată nu uităm binele. E așa sau nu e așa? Nu uiți binele pe care, l-ai primit. Dumnezeu să ne ajute să-l și dăm. Amin? Ok, tot legat de furt, tot legat de lăcomie, știți cum a intrat Satana în inima lui Iuda? Prin lăcomie. Și vreau să dăm niște versete. Ioan 12, de la 3 la 6. Fiți atenți aici, că e foarte tare. Ioan 12, de la 3 la 6. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Vedeți? S-a umplut casa de bunătatea acestei femei. De ce ai vrea să fie casa ta plină? Oare n-ai vrea să fie casa ta plină de bunătate? Oare n-ai vrea să fie casa ta plină de dărnicie? Oare n-ai vrea să fie casa ta plină de iubire? Ai vrea sau nu ai vrea? Cine vrea asta? Blândețea voastră, zice, să fie cunoscută de toți oamenii. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Aș vrea să-ți umpli casa de acest miros plăcut. Aș vrea să fii gata până și cu părul tău să ștergi picioarele semenului și aproapelui tău. Amin? Nu există gest, oameni buni, nu există gest de iubire mai mare decât ce-a făcut femeia asta, gest de, și de umilință. Normal trebuia să iei un ștergar cu care să ștergi picioarele. Dar femeia asta s-a pus la picioarele Domnului Iisus Hristos și neavând un ștergar cu care să-i șteargă picioarele, știți ce a făcut? Și-a luat părul și a șters picioarele Domnului Iisus Hristos. Pentru că asta a învățat-o Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Un om care a stat la picioarele lui Iisus Hristos este gata să-și folosească până și părul să șteargă pe aproapele lui. Amin? Dumnezeu să ne ajute să dăm dovadă de bunătate, să dăm dovadă de blândețe. Pentru că așa izvorăște din noi mânia și răutatea. Îți cere Dumnezeu să te porți cu blândețe față de cel din casa ta. Mi-a scris un frate care cred că mă urmărește acum, nu vreau să-i dau numele, dar mi-a scris un frate și îmi spune: Tony, vreau să te rogi cu toată ființa ta împreună cu mine. Un străin până de curând. Îmi spune: vreau să te rogi cu toată ființa ta împreună cu mine. Zic: dar de ce, frate? Mai ales când auzi așa, cu toată ființa ta vreau să te rogi. Ți-a cerut cineva vreodată lucrul ăsta? Mâna sus. Câțiva. Cu toată ființa ta vreau să te rog. Și întreb: de ce? Și zice: frate Tony, am fost un neisprăvit, am fost un neghiob, s-a făcut în mai multe feluri omul ăsta. Și zic: dar ce ai pățit? Zice: mi-am umilit consoarta, am umilit-o pe cea pe care Dumnezeu a pus-o lângă mine și am pierdut-o și vreau să o câștig din nou. Vreau să mă ajuți, frate Tony, să o câștig din nou. Vreau să te rogi pentru mine, să mă facă Dumnezeu un om bun, să mă facă Dumnezeu un om blând, să mă facă Dumnezeu un om răbdător, ca să-mi câștig din nou soția. Știți ce e minunat? Omul ăsta și-a câștigat din nou soția, glorie lui Iisus Hristos. Nu pierde persoana dragă de lângă tine, ci respectă dreptul ei de a fi iubită. Amin? Nu fura, vedeți, ne gândim și am dat la multe exemple din acestea de furt material, dar vreau să vă spun un lucru, ne păgubim de multe ori soțul, pentru că nu-i dăm îmbrățișările și respectul care îi se cuvine. Îmi scrie un frate și îmi spune cu durere în suflet: frate Tony, soția mea nu mai mă iubește de atâta vreme, când vreau să fiu drăgăstos cu ea, să o iau în brațe, mă respinge și îmi spune că e obosită. Ce să fac, frate Tony? Ăsta e un furt! Știi că înaintea lui Dumnezeu și înaintea cerului tu furi? Poate n-ai furat în viața ta un ac, dar furi pe soțul tău de iubirea de care are nevoie. Și e tot furt înaintea lui Dumnezeu. E sau nu, mâna sus dacă consideri că ăsta-i furt. Nu ți-ai iubit soția de atâta vreme. Are nevoie de gingășie, are nevoie de... Omule, nu te însura, frate. Nu te însura. Dacă nu ești capabil,
să iei în brațe o femeie, dacă nu ești capabil să spui o vorbă bună, dacă nu ești capabil să duci o floare, dacă nu ești capabil să-i dai o ciocolată, dacă nu ești capabil să speli vasele împreună cu ea, nu te însura! Nu te însura! Pentru că furi! Înaintea cerului furi! Și Dumnezeu să ne ajute să nu mai furăm! Sunt mulți oameni păgubiți în adunarea asta. Știu asta. Și multe alte adunări. De creștini! Sunt oameni neiubiți în adunarea asta. Sunt oameni neîmbrățișați în adunarea asta. Sunt oameni neiertați în adunarea asta. Ai greșit? Te calc în picioare că mi-ai greșit. Când Hristos ne spune, iertați de 70 de ori câte? 7. Respectă dreptul aproapelui tău, respectă dreptul soției tale de a fi iubită, respectă dreptul soțului tău de a fi iubit și respectă dreptul copilului tău de a fi iubit. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Și mă întorc la Iuda. Dă-te rog frumos, Andrei, în continuare. Versetele, da? Știu unde am rămas, da? Mai ești acolo? Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, atenție, a zis. Ia uitați ce a zis. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Ce frumos! Ce frumos, nu? Dacă ne-am oprit aici. Ce minunat! Bă, ce om Iuda ăsta, mă! Bă, ce idee tare a avut! Dar fiți atenți că Duhul Sfânt dă pe față și zice așa, mai departe, 6. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Și de aici a intrat Satana în inima lui. Prin zgârcenie față de a întinde mâna celui care are nevoie de ajutorul tău, Satana poate să intre în inima ta. Știi asta? Cine știe asta? N-a curvit Iuda, nu a omorât pe nimeni, ci era un om zgârcit și un om lacom. Și Dumnezeu să ne ferească de zgârcenie și de lăcomie. Amin? Poți să spui amin? Dumnezeu să ne ajute. Și vreau să mai dăm la un verset, tot din acest capitol. Cred că este, hai să vedem, în Ioan 12:9. Dă-te rog frumos, Ioan 12:9. 19. Fiți atenți. Fariseii au zis, deci între ei, vedeți că nu-și câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Când religia și când creștinismul devine o chestiune financiară, când creștinismul devine o chestiune de atragere a oamenilor și a finanțelor și nu devine în spiritul caracterului Iisus Hristos de ajutorare, de binecuvântare, este o mare problemă. Este o mare și o mare problemă. Pervertirea creștinismului a început aici. De aici a început. Când oamenii nu au mai văzut scopul respectării, zice Iisus Hristos în Matei 23:14, zice, voi ați furat casa văduvei, voi ați furat casa orfanului, voi. Așa a început distrugerea și, vedeți, instituționalizarea acestei biserici. Prin faptul că oamenii au căutat să se îngrijească pe ei și nu să respecte dreptul orfanului de a fi hrănit și dreptul văduvei de a fi hrănită. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Și închei cu respectul față de părinți pe ziua de azi. Și apoi voi trece duminica viitoare la alte 3 sau 4 tipuri de respect foarte importante și acestea. Dar astăzi vreau să încheiem cu respectul față de părinți. Câți mai aveți părinți în viață? Mâna sus! Dumnezeu să vă binecuvinteze. Câți nu mai aveți părinți în viață, mâna sus. Destui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și am o soluție pentru cei care n-aveți părinți în viață. Aveți bătrânei în jurul vostru? Da sau nu, mâna sus. Înfiați un părinte. Înfiați un părinte. Avem în biserica aceasta bătrânei. Deschide ochii. Îmi spune cineva, frate Tony, mi-a pus Dumnezeu pe inimă să fac un bine. Și zic, ce bine? Zice, am văzut o bătrânică în biserica Profides care vine cu ghetele rupte la biserică.
Și zice, aș vrea să fac un bine. Aș vrea să-i cumpăr o pereche de ghete. Și eu zic, wow, wow. Asta înseamnă să-L ai pe Hristos în inimă. Când îl ai pe Hristos în inimă, te uiți la încălțămintea aproape Lui. Te uiți la haina aproape Lui. Te uiți la vârsta celui de lângă tine. Te uiți la nevoile Lui. Și n-are cum Duhul Sfânt să nu-ți vorbească și să nu-ți spună cine are nevoie și cine nu. Și am trimis această persoană, am zis, du-te în Decathlon că e încălțăminte bună acolo. Și a luat o pereche de ghete și voia să-mi dea mie să dau. Și am zis, nu. Fă până la capăt lucrul acesta. Pentru că e fapta ta. Du-te și dă-i. Așa m-am bucurat și a crescut inima în mine, pentru că părinții acestei persoane au de toate. N-au nevoie de încălțăminte. Chiar n-au. Dar a văzut un părinte care are nevoie de încălțăminte. Și a acționat ca un copil care își respectă părintele. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin? Asta e biserica lui Iisus Hristos. Exod 20 cu 12 spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Este atât de importantă cinstirea părinților încât Dumnezeu spune așa, dacă faci lucrul acesta, îți voi lungi zilele. Cine vrea zile mai mult așa? Cu toții vrem. Cinstiți-vă părinții. Și cinstiți-i pe bătrâni, pentru că la cinstirea părinților intră și cinstirea celor în vârstă. Levitic 19 cu 32 spune, fiți atenți, de unde avem noi gestul de a ne ridica în picioare și de a ceda locul celor care sunt în vârstă? Știți de unde avem obiceiul ăsta? Din Biblie. Cine știa că din Biblie? Mâna sus. Cine nu, descoperiți astăzi. Levitic 19 cu 32 spune, să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Faptul că cinstești bătrânul înseamnă că te temi de Dumnezeu. Mă auzi? Cineva face poză, faceți poză la versetul ăsta. Cinstește-ți bătrânii. Ridică-te în picioare, scoală-te înaintea perilor albi. Cinstește-l pe cel în vârstă. Un bătrân a fost întrebat pe vremea comunismului de un tovarăș comunist care a crezut că vine cu emancipare. Nu există emancipare fără Biblie. Cine a descoperit asta? Nu există emancipare, adică evoluție fără Biblie, evoluția caracterului uman. Nu există. Ne animalizăm fără Scriptură și fără Dumnezeu. Și vine un tovarăș comunist la un bătrânel și îl întreabă, auzi, domnule, dar cum ți se pare comunismul? Și zice, domnule, nu s-a schimbat nimic, sincer. Când eram copil și treceam pe uliță, pe unde încape doar un om, mă aruncam în șanț să treacă bătrânul. Astăzi, când sunt bătrân, mă arunc în șanț să treacă tânărul. Că nu mă lasă. Tot eu trebuie să mă arunc în șanț să treacă la tânărul. Nu s-a schimbat nimic, domnule. M-am aruncat în șanț când eram copil să treacă bătrânul și mă arunc în șanț ca bătrân să treacă tânărul. Adică a vrut să zică, a pierit ce? Respectul, domnule. A pierit respectul. Facă Hristos să se nască din nou respect în inimile noastre. Amen? Să se nască respect în inimile noastre. Levitic 20 cu 9, dă-te rog frumos, Andrei, și aș vrea să citim și acest verset, Levitic 20 cu 9, zice, cine își va blestema tatăl sau mama să fie pedepsit cu moartea. Și a blestemat tatăl sau mama, prin urmare trebuie să facă ispășirea cu propriul lui sânge. Și Maleahii de la 4 la 5 la 6, capitolul 4 de la 5 la 6, te rog frumos, Andrei, Maleahii, iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, un semn al coborârii Duhului Sfânt. Este faptul că copiii încep să-și respectă părinții și părinții își iubesc copiii. Amin?
Respect în familie, pentru că vedem ură între părinți și copii, între copii și părinți. Vedem ură la tot pasul, vedem lipsă de respect la tot pasul. Și spune atât de frumos Visarion Belinski: dragostea și respectul față de părinți sunt fără îndoială sentimente sfinte. Și Cec Palahniuc spune așa: mai întâi părinții îți dau viață, dar apoi încearcă să-ți dea viața lor. Nu-i așa? Încearcă să-ți dea viața lor. Vreau să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să cer caracterul lui Iisus Hristos peste tine. Aș vrea să cer respectul de care ai nevoie pentru a fi un creștin. Evaluează-ți viața. Dacă până acum ai fost un creștin care n-a lăsat lumină, ci a lăsat o dâră de mizerie în urma lui. Dacă te știe tot blocul ca fiind scandalagiul blocului. Dacă te știe tot blocul ca fiind ăla care a venit și care face legea și ordinea și nu-i ajunge nimeni la nas și n-ascultă și nu respectă nimic. Dacă te știu toți vecinii ca fiind un om rău, aș vrea să-ți schimbi viața, omule. Știți ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Zice, mai degrabă renunță la dreptul tău decât să nu fii lumină în Iisus Hristos. Zice apostolul Pavel atât de frumos: mai degrabă suportă paguba decât să te judeci cu fratele tău. Pentru că noi nu suntem veșnici pe pământul acesta. Amin? Și vreau să dăm Andrei la Matei 5:38, de la 5 la capitolul 5 de la 38 la 42 și să încheiem cu aceste versete standardul lui Iisus Hristos. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Când ești jignit, aici vedeți, merge până la lovire, când ești lovit. Mă întreabă băiatul meu: tati, dacă un om te lovește, ce vei face? Și am spus: tati, dacă dă tare, fug. Dacă pot să mai încasez o palmă, mai stau. Dar dacă dă prea tare, fug. Pentru că Iisus Hristos îmi spune, când ești lovit, întoarce obrazul. Am auzit și m-am tristat și cred că aici e de învățat și aș vrea să ne rugăm pentru toți oamenii care suferă de violență. Sunt creștini chiar în biserica asta care sunt convins că suferă de mânie, de violență, de răutate, care încă n-au ajuns la standardul lui Hristos de a întoarce obrazul, ci mai degrabă ei dau prima palmă. Am auzit de cazul unui frate și vă spun că m-a întristat și mă rog pentru acest frate și eu cred că și-a învățat lecția și eu cred că a învățat cât de important este caracterul, pentru că Biblia spune: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Blândețea moștenește. Blândețea moștenește. Nu răutatea, nu ura. Un frate a coborât în curtea vecinului să-l ia la bătaie și l-a bătut zdravăn și a fost dat în judecată. A intrat pe proprietatea unui om și l-a bătut și s-au pus în cârcă și alte fapte și fratele nostru în credință este azi în pușcărie pentru că a bătut pe semenul lui, pe vecinul lui. Poate sunt oameni care sunt capabili de așa ceva oricând și aici în Biserica Profides și mă rog Domnului să ne dea blândețe. Eu am nevoie de blândețe. Mai are cineva nevoie de blândețe? Mâna sus. Oh, haleluia. Smuncim, țipăm, urlăm, zbierăm și de multe ori mă fac vinovat de lucrurile acestea. Nu ne pasă că ne aud oamenii, nu ne pasă că ne aud vecinii, nu ne pasă că ne știu vecinii ca fiind niște scandalagii, nu ne pasă că ne știe tot blocul, că dăm cu ușa la lift, că se știe de când urcăm și până când coborâm. O, Tată, dă-ne blândețe că avem nevoie. Oamenii nu vor ști predicile pe care le știi tu și nu vor ști, de fapt, câte predici ai tu în mintiuca ta. Oamenii nu vor ști că tu ai luat astăzi de la biserică planul de citire al Bibliei. Oamenii vor ști că ești un om al lui Dumnezeu după curățenia pe care o lași în urma ta, după blândețea pe care o afișezi, după bunătatea pe care o afișezi. Abar n-o să aibă că tu citești Biblia și că tu ai planul de citire al Bibliei în poșeta ta.
Că tu ai ieșit din scara blocului cu Biblia aia de buzunar în poșetă, dar tu dai cu ușa de la lift, tu nu ții ușa unui bătrân, tu n-ajuți un bătrân să-și care traista, tu nu dai un cozonac și o portocală nimănui. Tu parchezi pe 3 locuri de parcare azi dimineață când am coborât cu cățelul. Era unul parcat pe 3 locuri de parcare, oameni buni. Toate ștergătoarele ridicate. Și și-ar spune unul, un nesimțit, domnule. Dar cum ar fi să urc eu în mașina aia când tot blocul știe că eu sunt pastor? Și că pastorul blocului a parcat pe 3 locuri de parcare ca un nesimțit. Și ce valoare ar avea cuvântul meu? Zero. 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 Când eu voi fi gata să cedez și locul meu de parcare, când eu voi fi gata să țin ușa de la bloc, când eu voi fi gata să spăl podeaua liftului, când eu voi fi gata să spăl casa scării, când eu voi fi gata să șterg de praf balustrada scării ca să nu se murdărească bătrânii și copiii, voi fi cu adevărat un exemplu cristic. Când voi respecta dreptul aproapelui de a fi iubit, de a fi ajutat, atunci sunt un creștin. Și aș vrea să începem anul cerându-i lui Dumnezeu caracter. Cine are nevoie de caracter? Haideți să facem o rugăciune și să spunem, Doamne, dă-ne caracter. Fă-ne să semănăm cu Tine. Pune noi iubire, că prea n-am fost lumină, că prea n-am fost sare, că prea n-am fost un model, că prea am fost atât de nerușinați față de lumea aceasta. Și mă întorc la versetul acela din 1 Petru, vreau să-l afișeze, Andrei, și să vă rugați cu ochii clar deschiși spre versetul acesta, 1 Petru 2:12. 1 Petru 2:12 spune atât de clar, să aveți un bun comportament, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Du-te și zugrăvește scara blocului, cel puțin poate palierul tău, sau spală-l, sau curăță-l. Du-te, bate la ușa vecinei tale și du-i un cozonac. Vreau să vă spun că orice am primit de sărbătorile acestea, am împărțit și lauda lui Hristos să fie. Dacă am primit cozonaj, dacă am primit pâine, dacă am primit portocale, dacă am primit cartofi, m-am dus la vecinele mele, văduve, amândouă, văduve. Una dintre ele sărăcuța s-a și ars cu ciorbă, parcă. S-a fript pe tot corpul cu ciorbă. Bat la ușile lor și mă duc cu o traistă de cartofi, cu un cozonac, cu o traistă de portocale, cu o pâine. Le zâmbesc și e suficient, pentru că îl văd pe Hristos pe chipul meu. Fii bun, fii ca Hristos. Învață să întorci obrazul, învață să-ți dai haina de pe tine când fratele tău o smulge, pentru că dreptul nostru e în ceruri. Lasă de la tine și fii ca Hristos. Fii gata să fii păgubit, dar spune-le oamenilor, patria mea Iisus, patria mea Iisus. Aleluia, vreau să ne rugăm.